Aleg să fiu sinceră. Iubesc bărbații. Da, îi ador. Interesanți, știu să surprindă, chiar frumoși. Te fac să zâmbești sau poți să te facă să plângi? Cine nu-i de acord cu mine? Femeie. Poate cunoști ceva ce nu știu eu. Poate. Dar cine e de acord cu mine? Tot. După cum vedeți, majoritatea. Așa și este. Da. Sunt timidă. Dar am și eu experiență cu bărbații. Chiar dublă. Experiența mea, vreau să o împart astăzi cu voi. Stimate Toastmaster, drag public, bună seara! Experiența mea a început din frage de copilărie. Momente frumoase, dulci, zâmbete. Acele momente care ne umple arsenalul de amintiri. M-am născut fetiță. Acum mă vedeți, domnișoară, dar unele persoane mă cunosc ca băiat. Aruncă. Așa că faceți cunoștință. Mihai și Igor. Bărbații mei iubiți, primii mei bărbați și frații mei iubiți. Am dezabăcit. Imaginați-vă, eu, blondă, micuță, părul scurt ca la băieți, niște bolfițe din care nu mi se vedeau nici ochii, deoarece de mică îmi plăcea să fac bine. Dar știți că calea spre inima unui bărbat trece prin stomac. Frații mei gătesc perfect, chiar minunat. De la ei am învățat și eu. Dar, oricum, viața este cel mai bun învățător. Prima dată am început să gătesc când eram la liceu. Am făcut o zeamă, stătea Igor la picioare. Cine-i student, cred că știe. Doar că mai trebuia puțină sare și poate mai multă dragoste. Dar bine că ieți pierul. Dacă ieți pierul destul, orice zeamă e gustoasă. Așa că, dragi bărbați, noi, femeile, ne încredințăm în mâinile voastre, pentru că voi chiar sunteți experți în ale gătitului și cei mai buni bucătari șefi chiar sunt bărbații. E demonstrat că și cei mai buni hairstyliști, de asemenea, sunt bărbați. Și pot să confirm. De mică îmi plăcea să mă gătesc, să arăt bine. Când mama nu reușea să mă gătească dimineața pentru școală, cine credeți că avea grijă de imaginea mea? Frate. Desigur că fratele mai mare îmi făcea cosițe și era frumoasă, prințesă. Așa că, fetelor, vă îndemn, alegeți-vă bărbați care au surori. Mă sigur știu să facă chiar și cea mai simplă tofură. Dar au fost și momente triste. Era toamnă, cerul trist, plângea, când o tragedie a distrus două inimi mici. Eu, fratele meu, multe morminte, 16 cruciulițe, pe care scriam numele fiecărui obraj. A venit o ciumă și au murit toți evrașii. Fratele preot, capcăditul, toată scălița, mergea, stăteam pomeni.
Și cântam veșnic în inimă. Și pățești zilul. Dragi femei, bărbații chiar știu să ne ajute la vreme de necaz și ne înțeleg cel mai bine. Mereu de mică eram ajutată, ba de fratele mai mic, cel mai mare. Cel mai mult îmi plăcea când mergeam iarna la școală. Unul mă ducea geanta, altul în spate, pentru că eu kilogramele mele, ori mă lua vântul, ori cădeam jos din cauza ghețușului. Nu mai ajungeam la școală. Astfel am înțeles că bărbații, adevărați, știu să respecte femeia de lângă ei. Am spus multe, nici nu mai am cuvinte. Da, iubesc bărbații, îi ador, sunt puternici. Bărbatul vânează femeia pentru Mihal prinde. Că așa suntem noi femeile. Dar asta e altă istorie.